cine ți-a zis, mă? Barosanu. Ci că fac super audiență. Cu o emisiune despre abstinență. De? Nu că idiot? Nu-i spui că l-am făcut idiot, te implor. Stai, mă, liniștit că mi-i spun. Ce mă fac, pupă, să? Ce mă fac? Cum fac emisiunea? Pe cine invit, mă? Cine vine în direct în emisiune la televizor să spună clar pe post că e abstinent? Păi nu se face de... Păi, dar de ce trebuie să invit pe cineva? Vorbește numai tu pentru că ești în temă în ultima vreme. Așa, rană, pune sare pe pupă să... Invers. Ha! Ce mă fac? Lugoașă, sau mai bine invită-l pe Mârlanu, că și el e abstinent practicant de când i-a plecat umflata. Și știi foarte bine că ăla ar zice orice numai ca să apar la televizor. Yes! Mârlane, dacă te invită băiatul de seară în emisiune, spui pe post că ești abstinent? Normal! Că poate așa vede și Iuliana ce perde. Da, n-a spălat niciodată vase? Ea așa zice. Păi și cine vă spală, mă, vasele? Eu! Îți vine să crezi? Cum să mai fiu mascul feroce când ea m-a transformat în fată în casă? Vandame, eu te înțeleg. E o situație neobișnuită, dar nu pot decât să-ți dau niște calmante. Păi normal, tratează-mă pe mine, că eu sunt pacientul. Nu ea care nu spală un vas în casă, când orice femeie normală spală un mal de rodată. Dar ține-i partea, că doar sunteți prietene. Vandame, eu nu-i țin partea, dar ce ai vrea să fac eu acum? Să vorbești cu ea și să-i explici care sunt îndatoririle unei femei măritate. Că tu știi că doar ai fost măritată, nu? Păi și ce vrei, mă? Să o conving eu să-i strice manicura? Hai, mă, te rog, că dacă mai spăl multe vase, o să fac laba gâștii. Ca omul din Atlantis. Ai mai văzut o caratist cu laba gâștii? Să gătești. Exact, pupăză, că vreau a o invita pe Dezirica mea la masă ca să o împac, iar tu ai să mă ajuți. Și tu glumești acum, nu? Nici într-un caz, pupăză, că din cauza ta m-am certat eu cu trânsa. Cred că te-ai certat din cauza geloziei tale tâmpite, nu din cauza mea. Mă rog, din cauza geloziei, dar tu trebuie să mă ajuți dacă mi-ești prieten. În toamna ca să-mi arăți că tu n-ai niciun interes să fiu eu certat cu trânsa. Și că între voi nu e nimica, da? Eu cred că tu te-ai transformat din para normal în para noic. Ia zi mai bine, ce vrei să-i gătești? Ochiuri, e bine? Păpăză, eu zic să lași ironia deoparte și să mă ajuți să ies din boclu cu ăsta. Eu zic să facem o ciorbiță de burtă. Sigur că da. Dar trebuie să fiarbă 6 ore. Mă rog, atunci facem sarmaluțe. 4 ore. Facem iacnie de fasole. 2 ore. Și în dormitor nu mai intri. Dar tu zi, mama naibie, de ce facem? Ce mă tot poscorodești? Zi tu, dă o idee! Macaroane cu brânză. 35 de minute. Peton, hai! Spor la treabă! Păi și tu? Eu mă duc să mă ringez, pupăză, să mă ferchezuiesc puțin, că doar am întâlnire cu iubitica mea. Domnul Mârlanu, am înțeles că sunteți abstinent. Exact, dar am preferat să păstrez oarecare discreție în jurul la acest amănunt în viața mea. Da, explicabil, nu este un motiv de laudă. De, nu! Să vedeți ce să mai fălesc unele familii cu băiatul sau fata lor când e abstinenți, mamă, mamă! Da, aveți dreptate, da, la fete chiar este bine. Abstinența este o dovadă de cumințenie, e o virtute chiar. Da, și pentru băia la fel. Mă rog, eu am preferat să nu le spun celor cu care locuiesc în comun că sunt abstinenți ca să nu-i complexez. Că ei n-are decât liceu, e mai mediocri. Păi de ce? Credeți că n-ar fi înțeles etimologia cuvântului? Ba tocmai că ar fi înțeles-o și nu le-ar fi cazul bine că eu sunt abstinent cu studii superioare și ei abstinenți doar cu liceu. Adică comparații cu mine e niște inculți. Să-i complexez. Domnul Mârlanu, stați puțin că nu înțeleg ce legătură are faptul că dumneavoastră sunteți abstinent cu cultura.
Deja s-a făcut o cucufurie. Dar trecând peste acest amănunt, ca să fii abstinent de facultate, nu trebuie să înveți, domne, deci nu e legat de cultură. Cum iei licența? Cât? Eu nu-s de la care mă duc la profesor, îți dau șpăci, să dau porcul ca să trec clasa. Că eu profit într-o familie săracă, să știți. Niște părinți onești, noi n-am avut să creștem cai porci astea. Că mama a fost cazică, tata securist, de unde? Da, n-am știut. Domnilor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în câteva momente la invitatul nostru, domnul Mârlanu, și la subiectul din această seară, abstinența. Am ieșit. A ieșit o doamnă, auzi. Mârlane, tu ești idiot? Da, dar de ce întreb? Mârlane, tu știi ce înseamnă să fii abstinent? Normal, adică să termin facultatea. De ce? Mârlane! Ăla care termină facultatea este absolvent. Absolvent. Abstinent e ăla care se abține să facă sex. Că n-are cu ce sau n-are cu cine. Ca tine. Și ca tine? Exact. Deci ce te întreb eu aici în emisiune și ce-am răspuns tu? Ce? Aoleu, bine că mi-ai zis că mă făceam de... Adică! Au! Mă puneai să recunosc când emisiune că sunt vorba aia? Da, asta înseamnă abstinent, mă, Mârlane, mă, ce n-ai pe ăla? Mârlane, stai puțin, unde pleci? Păi ce faci? Mă lași fără invitat în emisiune? Zi mersi că te las fără dinți! Au! Mârlane... Mârlane, stai puțin, mă, că e în interesul tău să recunoști, mă, că ești abstinent! Uite de ce! Ce idiot! Auzi, să nu știe ce e la abstinent! Ce e, mă, tu nu răspunde? Nu, pupăză! Bă, dacă nu vrea să răspunză, mă, ce mă fac? Dacă a face intenționat! Bă, Chioret, eu ți-am zis că tu ești paranoic. Cum mă să facă intenționat? De ce să nu vrea să-ți răspundă? Că doar tu o suni. Asta înseamnă că vrei să te împaci cu ea. Logic, nu? Da, dar poate trânsa nu mai vrea. Auzi? Ia sună tu, mă, că poate ție-ți răspunde. De la telefonul tău! Păi dacă o sun tu după telefonul meu, o să creează că tot eu o sun. Na, hai să vedem dacă răspunde, e? Și o invit la masă, dar numele meu, prietene, să nu uiți! Eh, vezi, mă, că nu-mi răspunde nici mie. Salut, pupăză! Bună, Dezi! Te-am sunat că vreau să... Să? Să te invit la masă, la... Super! Că și eu vreau să mă întâlnesc cu tine să vorbim ceva. Hai într-o jumătate de oră la restaurantul ăla de lângă biroul tău. Pa! Ce-a zis? Vrea? Da! Yes! Yes! Bravo, prietene! Ah! Mâncați aici, bașchetic! Mă, ce tragi de amiază ai, mă, de miroși așa... Ars? Măcaroanele? Mă! Deci, mamelor, mă, ce-i bucăză? Sunt! Mă, deci, tine, ce mă fac, bucăză? Lasă că o sun eu și contramandez, ce să mai... În nici într-un caz nu contramandăm nimic! Găsesc eu ceva, nu se poate. Dar ce? Auzi, nu vrei să mă duc să iau eu ceva de la cârciumă? Și zicem că ai gătit tu. Ești genial, dă-te moașta de nemernic. Dar la ce cârciumă te duci? La aia de lângă biroul meu, mă, că mă știu cu patronul. Bravo, bă. Bă, îți merge mintea aia, zici că ești ceas al rău. Ia, să iei o ciorbiță de burtă, să iei iacnie de fasole, și chiar și două sarmale. Să vază că mi-am dat interesul, că am stat cu orne în bucătărie pentru trânsa. Dintre care i-am făcut numai sofisticărel, bă. Așa este, abstinența asta m-a dat peste cap. Psihic. Psihic, exact, eu cum am zis. Hic, transit, gloria mundi. Da, am și confundat abstinența cu absolvența. Mă înțelegeți? M-a dat peste gă. Și n-ați încercat să consultați un psiholog? Ba da, dar nu stătea. Zicea că trebuie să mă consulte el pe mine. Și l-a lăsat.
Dar n-a reușit să mă scoată din starea asta care mă chinuiam. Câteodată am niște crize de... Vedeți cum mă apuc așa din nu știu gura. Băi, chemați un doctor să-i facă careva un calciu injectabil, că mă rog... Lasă injectabilul, chiar lăsați că nu-i nevoie de doctor, că să te ajută cu nimic. Sau mă rog, unii nu vor, cum e cazul în psihologiei mele, care... Dacă vroia ea cu adevărat, nu mă scotea din abținență? Abținența asta mă scotea, dar n-a vrut, domne! N-a vrut, că nu... Iuliana! Idiotul ăsta îmi face antireclam. Hai că vine! Salut! Vă să vă zic bombă! Te-ai apucat de spălat vase! Bună, glumă, dar nu. Am produs 10.000 de euro! Ce, mă? Cum e produsă, domnișoară? Măi, știți că îl urmăresc pe ăla. Aha. Și l-am prins când... Când? Când îi scotea nevastă sa pietrele de la rinichi. În separeu, dacă mă înțelegi unde bat. E, pă naiba. Da, mă, și l-am filmat cu telefonul pe gaura cheii. A nebunit moșul când a văzut imaginile. A nebunit! Și tu i-ai dat imaginile înainte să-ți dea băluțul. Deșteaptă-o! Nu, deșteptule, le-am trimis pe net. Eu am pozele pe card. Și diseară, când virează băluțul, îi dau cardul. Ce ești genială, iubita mea! Da, dacă ai spălat și vase. Vandame, iar încep? Auzi, Emma, apropo de... Da, mă, da, normal că fac cinste. Hai că vă scol la restaurant. Hai! Stați două minute să vedem ce mai zice idiotul ăsta de mine. Că dacă continuă cu antireclama... Auzi, Emma, apropo de vase. Ce mă, și la asta te-ai plâns? Ești căpos? Nu înțelegi că n-am să pun mâna pe vase în viața mea? Da, tu ești deschis unei legături, nu? Sunt... Aurele, bineînțeles, am zis asta și psihologii, dar nu mă înțelege deloc. Domnul Mârlanu, dar cum ar trebui să arate fata care v-ar scoate din abstinență? Vreți să ne descrieți puțin? În primul rând să fie fată. În al doilea rând, blondă, ca și mie îmi plac blondele, dar să n-aibă păr pe cap, să fie toți mai scurt, că mie nu-mi plac păroasele. Înaltă, cu craș până în gât, purier, adică mai... Așa, mă rog, eventual să fi fost măritată și cu colonel, dacă se poate. Și să cheme... Nu pot să dau nume, că se supără Iuliana. Bă, nu cumva te descrie pe tine? Îl omor, mă. Bă, dar eu nu înțeleg ce vrea ăsta. Ce vrea? Nu înțelegi. Vrea să-i inducă impresia că psihologa e singura care poate rezolva problema. Dar nu e destul de devotată meseriei ca să o facă. Deci nu e profesionistă. Adică stai să înțeleg. Eu sunt amatoare, sunt ageamie sau ce, mă, te chiar nu înțeleg. Cam așa ceva. Mergem? Auzi, hai, luați-o voi înainte că vii și eu mai încolo. Dar unde pleci? Mă duc să-mi scot pe nemernic din abstinență. Iulica, nu vrei să... Mârlanu? Lasă că nici ea n-are coadă de bărbați la ușă. Și-ar merita. Că spală și vase. Ce? A fost o glumă. Să știi că mă bucur că ai avut ideea asta, că și eu vreau să... Dezi, să știi că eu nu pot să-i fac una ca asta lui Chiore. Ce să-i faci, pupăză? Dacă tu vrei să te desparți de el... Cine ți-a zis că eu vreau să mă despart de el? Păi da, nu de asta m-ai chemat aici? Eu te-am chemat aici, tu m-ai chemat! Mă rog, s-a pupat bine că și eu vreau să vorbesc cu tine. Hai, zi tu prima. Nu, zi tu prima, știi cum e? Ladies first, adică tu. Ok. Mă, pupăză. Da? Da, nu știu cum să spun. Uite care e faza. Eu am impresia că Chiorete are pe altcineva și vrea să ne despărțim. Tocmai de-aia caută tot timpul motive de ceartă. Tu știi ceva legat de asta? Să vă aduc nota? Dar n-am terminat.
Ba chiar mai așteptăm invitații. Auzi? Hai bă, că știu 200 de caviar să ne omorâm de seara. Sigur. Ah, ce m-a obosit. Ia, o fi ăla cu banii. Asta e Iulica, nu știe să ajungă. Alo. Bună seara! Bună seara, chiar așteptam telefonul dumneavoastră, da? I-ați trimis? Ce, iubito? A trimis mai mult? Nenorocitul nu vrea să-mi ia banii pe filmuleț. Ce ne facem? Iubito, stai liniștită că o să-l dăm la presă și luăm triplu pe el. L-a dat el deja, nu înțelegi? Căci că l-a sfătuit consilierea lui de imagine că își face super reclamă. Că e kinky să vezi un moș care... Aoleu, cu ce dracu plătim toate astea? Aoleu, nota! Nota! Vă rog, fugi, nu mă lăsați singur aici! Aoleu, nu mă... Aoleu, Doamne! Bună seara! Da, ce cauză aici? Asta ar trebui să vă întreb eu pe voi, dar... Mă rog, nu e treaba mea. Pupăză! Hai puțin, că am o vorbă cu tine. M-a spus puțin că mă duc să... De la scaun. Păi, dă și mie niște bani. N-am. Hai mă, te rog eu că trebuie să... Te-am zis că n-am. Păi, eu credeam că suntem prieteni, dar dacă m-am înșelat, asta e. Înseamnă că nu o să am nicio remușcare când o să iară lui Chiorete pozele cu tine și cu Daisy. De aici. Mi-ai făcut poza? Mhm. Am să te vine părul. Bă, tu ai ieșit foarte bine. Mișto. Căine! Către prieteni, Pupăză. Către prieteni, nu? Domnilor și domnilor, senzațional! Sunt anunțat în cască, în casca din cealaltă ureche, că în platou va sosi însă și doamna doctor care îl tratează pe invitatul nostru, domnul Mârlanu. Vine Iuliana! Să rămâna Iuliana! Stai tu, Păgeți, faci pe undeva găsești. Să rămâne, este adevărat că dumneavoastră sunteți medicul care îl tratează pe invitatul nostru? Da, este adevărat. Și urmărind emisiunea dumneavoastră, mi-am dat seama că aveți dreptate. Este de datoria mea să-l ajut pe pacientul meu să treacă peste starea de abstinență în care se află. Serios? Adică vreți să spuneți că aveți de gând să... Da, am de gând să-l ajut din punct de vedere sexual. Să rămânesc! Faci tu asta pentru mine! Știam eu că și tu vrei asta, Iuliana, da? Ce asta, făi? Tipa care vrei să te scoată din abstinență. Blondă, tunsă scurt, înaltă, picioare până în gât, purie, așa cum ai descris-o tu. A fost de masă de colonel? Hai, dă-o și pe asta, Pupăză, ca să am și de șpagă. Că acum suntem prieteni. Pupăză! Pupăză! Bă, ia-mă trei sarmâi, că am venit! Ce ziret! Ce căți acelea? Am venit să... Eu am chemat-o! Eu am chemat-o și urma să te chem și pe tine. Da, pentru că v-am organizat aici o cină romantică, că dacă tot îi arsesești mâncarea pe care ai gătit-o pentru ea, am zis să... Mi-ai gătit? Vai! Vai! Și încă ce bunătățuri! Da, s-a luat cu sunatul la tine și... Arzi mâncarea cuptor. Că dacă îi răspundeai din prima, mai trici de bine, că meriți o bătăiță la... Iubi! Ce bătăiți! Ai făcut-o asta pentru mine. Ce-a fă?
prietene. Auzi, Bito? Știi că ești sexy când speli vasele? Taci, că te omor! Ia! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Exersez, fraiere, pentru când o avea și originalul în vil. Baba de la 26 mâncai ar coada. Dar până acum nu a arătat așa, că l-auzeam. E, până acum nu era, pentru că l-a dus fisul săptămâna asta cadou. Mâncai ar ce are sub coadă. Păi dacă latră în ritmul ăsta, eu mă urc pe pereți. Degeaba, Emma, că se aude și de acolo. Era o metaforă, nu? Băi, trebuie să facem ceva cu javra asta. Nu știu ce să facem, că altfel ne bagă în balamuc dacă mai latră așa. Ia stai, gata, știu. Îi dăm mâncare cu super glu, îi se lipește botul, adio lătrat, nu? Mamă, ce tare. Da. Hai mă, că era o idee. Și dacă voi sunteți atât de deștepte, dați alta mai bună, na. Mamă, dacă aș pune mâna pe el, l-aș duce la mama în naibii și l-aș lăsa acolo. Ca să aibă motiv să latre. Nu mă interesează, Chiorete. Dacă nu mi-ai prins într-o săptămână, ești în intersecție. Că e al patrulea ultimatum pe care mi-l dă oia de la capitală. Dar ei de ce nu-i prins, șeful, dacă s-a așa deștept? De ce să mă pui pe mine? Ce, eu am brâncă? Pentru că tu ești paranormal, Chiorete. Și de-aia te plătesc. Ca să rezolvi cazurile pe care alții nu le pot rezolva. Bă, sunt... Chiorete! O săptămână. Dacă nu... Circulăm, ești în intersecție. Pentru mine, șeful? Exact, Chiorete. Ca să vezi că nu glumesc. Da? Nu înțeleg, bă, pupoză. Ce nu-i place la mine, mă? Puternic sunt. Tandru sunt, vorba aia. Cu elevarea, mă descurc. Nu-i fi dat destule dovezi de dragoste sau care-i treaba?
Poate i-ai dat mărlane, dar erau pline de colesterol. Păi eu vorbesc serios, tu te hăhăi. Dă-i și mie un sfat dacă tot te dai mare cuceritor. Sau ești de la de carton ca miliardarii. Zici și mie cum să fac să o cuceresc definitiv și irefutabil. Nu-i prăstie, nu? Mărlane, cel mai ușor cucerești o femeie arătându-i că ești alături de ea când trece prin momente grele. Păi da, Iuliana nu trece prin momente grele, trece printr-un bol când vine de la servici. Dar bani are, sănătoasă e, câine n-are să-i moară, n-are ce să-i se întâmplă pupăză. Ce, mă? Iar te-ai certat cu Mirandolina? Nu. Ne, acum s-a certat ea cu tine. Până duminică, trebuie să prinzi o bandă de infractori notori care operează pacilea pe-n zonă. Că dacă nu, ajung la... Trage pe dreapta! Trage pe dreapta! La circulație! Lasă, Chiorete, că te descurci tu, bă, băiatule, că de-aia ești paranormal! Ce s-a întâmplat, Chiorete? Feru! Ce mi-ai făcut, idiotule? Eu? Ce ți-am făcut? Am înghițit flerul. Scoate-mi-l. Cum să ți-l scot? Nu știu. Dar lasă-l mă acolo, că e super așa cum piuie. Ia uite. Zici că e roboțelul ăla de războiul stelor. Ăla cu mânuța aia mică, care-i flerul tasul, vadă niște chestii, rău. Scoate-mi pupăză flerul, că te crăp. Hai, deschide gura. Des. Mai mare. Mai. Hai. Chiorete, fluierul nu se vede, dar în schimb ai probleme cu prostata. Uite-te și pe partea elaltă, poate îi se vede amigdalele umflate. Mărlane, dacă mai scoți un sunet, te crap. Ce mă fac cu păsa? Ce te faci? Ia și tu un purgativ și poți să iasă. Drăguțule! Drăguță? He, uite, asta e bestia care nu ne lasă să dormim. Iule, tu i-ai furat câinele lui... He, l-am furat. L-am luat la o scurtă plimbărică. Te duce, mămiță, să-ți arate Ploieștiul noaptea, bubico. Iulica, tu ai nebunit? Dacă te-a văzut baba? Nu m-a văzut, mă, n-avea cum să mă vadă, că era ațipită pe bancă. Hai, mă ajut să-l expediem? Fata asta e infracțiune. E furtul, nu e sănătoasă. Eu nu mă bag în așa ceva. A, dar liniște, îți place să ai, nu? E, lasă că o să-l las aici să vedem cum mai dori. Măcar vorbește tu cu Emma să facă treaba asta murdară. Că ea e spioancă și știe cum să scape de... Vorbește tu cu ea, că eu nu pot să ies din casă. Că dacă se pune javra asta pe lătrat și aude baba... Așa e. Oh, da. E deschis? De ce? Ca să nu mai bat. Mărlane, ce cauți aici? Am venit să... Ți-a luat câine? Da. Ce drăguț e. Ca la tata pe el de bubico. Mărlane, treci la subiect. Scopul și durata vizitei. Măi, Iulie, am venit într-un suflet la tine că ești într-un mare... pericol. Știu, Mărlane. Sunt în pericol să mă plictisească un gras libidinos. Îl am în față. Altceva? Da, altceva nimic. Am vorbit cu Chiorete. Poliția e în alertă de gradul 0. Ce zic eu, 0? 3 de 0, ca la făină. Deci că umplă un cuplu de ăștia, de infractori, spărgători ăștia pe oraș și... Intră pe case, devalizează și nu deprinde femei singure, mai ales cu câine, ci că e nenorocire. Și m-am gândit să... Să stai câteva zile la mine și să mă aperi, nu? Exact. Dar unde ești? Ești paranormală. Nu, Mărlane. Cunosc psihologia nebunilor. Profesionista mea să...
Zi, mă primești ca să te... Că eu te păzesc, eu te apăr 24 din... din 20 ceva de ore cât are ziua. Nu-i nevoie să te obosești, Mârlane. Are cine să mă apere. Cine? Ăsta, de ce crezi că mi-am luat câine? Hai drum bun și la revedere. Mâncam-i ăsta, mâncați-i coada javră. E deschis ca să pot să... Da, ieși și închide. Am închis, cine tu cheia? Ieși, mă! Hai că mă duc să-ți aduc de papa. Nu cumva să-l latri, că spun super glun mâncare. Ai înțeles? Dracu, potaie, mă dă pe mine afară de cauza ta. Eu las că ți-ară căci. Na, mâncați-aș coada. Ăsta, mâncați-i coada. Băi, ce ți-am zis eu, mă, să nu latri? Javră, unde ești, mă? Vezi că te bag aceea, să te pună dracii să latri, că dacă nu-ți lipesc botul ăsta cu aracet, dar mai mănci în viața ta. Și nasul, că spun eu că am pățit-o și eu. Hai, stai aceea. Stai acolo că te nebunesc. Hai, uite-o că chirei. Și-mi cade părul. Ce ți-a zis, mă, doctorul? S-a în răbdare. Poți să iasă singur. E? Când ți-am zis? Ce-a fost asta? Ce? A, de la curete s-a auzit. Ce faci, mai înghiți și un câine? N-am chef de mișturile tale, da? Hopa! Ne-a intrat o javră în casă. Păi de ce dracu nu stai afară? Ce intri în casă? Dă-mi coace și mie că mi-ai făcut poftă. Ia uite, mănâncă numai ei. Dacă nu ne vinim până mâine... Te omor, pupăză! Chiorete! L-au fluierat-o tău la trăcâine. Hai, poate mi-a cins toată haita de câini de la bine la ușă, că dor la secție. Gata, l-a luat? Cred că da. Cum adică crezi că da? Păi nu știu, eram la bucătărie, n-am văzut-o. Dar ținând cont că nu l-am mai găsit aici, cu siguranță ea l-a luat. Că doar nu era să plece singur. N-ai văzut că era atâtica, nu putea să ajungă la clanță. Păi nu, mă, dar nu putea să zică și ea ceva, că... Ce să zică, mă, n-o fi avut timp sau așa o fi procedura. Tu n-ai văzut în filme, treburile murdare se fac rapid și în liniște. Da, dar eu totuși mă duc să o întreb ca să fim sigure. Las-o, că poate-i strici operațiunea. Zi mersi că ne-a scăpat de lătrător. Nu pot, mă, e așa drăguț. E ca un pufuleț. Și uite, ha? Nici măcar nu mai face zgomot. O fi lătrat și el de foame, de sete, nu? O fi vrut la fete? Și dacă facem iar noapte albă? Da, de ce nu te duci tu să-l expediezi? Că ești la fel de antrenat ca și mine. Mi-e frică de câini mici. Ți-e frică de câini mici? Da, normal. Că intră pe ecran cu pantalonului și nu poți să-i mai scoți de acolo. Și dacă ajung la... Ah! Vrei să rămân fără... Da, dacă vrei eu pot să mă duc să... A, nu, nu, stai aici, că... Se te scurcă și singure, nu? Hai, mă, nu te ascunde de mine, că am aflat toți. De-aia sunt aici, ca să te susțin. Vezi, eu sunt singurul umăr pe care îmi poți să plângi, ea plângi. Plângi, frate! Măi, Mârlane, ce ai aflat? Dă-ne cazul cu câinele, dar-ți promit că o să-l prind personal pe nemedicul care l-a aflat și o să-l pun să plătească anemic, ăsta, amarnic. Dar ia spune-mi tu mie, de unde ai aflat că mi l-au furat?
De unde? Păi de unde? Da, de unde? Am aflat eu că am văzut o siluetă care ieșea din apartamentul tău și avea un cocoloș mic lătrător la sub braț când pleca. Emma. Dacă aș fi știut că bestia aia l-a furat pe pufulic al tău, mă luptam cu el ca un leu. Că, dar ce ai scos ca un leu? Ca un euro? Ca un dolar? Mă rog, valutele astea cu care mai mă cunosc eu. Hai, plângi, dezbracă-te. Asta descarcă-te. Că de-asta sunt aici, să-ți ridic moralul sus. Mai că rămân cu tine câte zile ai avea? Ăsta câte zile ai nevoie? Măi, Ferdi, uite cum stau lucrurile. Eu apreciez foarte, foarte mult ceea ce faci tu pentru mine. Înțelegi? Da? Mă gândesc așa că n-ar fi bine să mai pierdem timpul. Zic că ai putea să te duci să mi-l cauți pe pufulică. Acum cât e răpirea proaspătă, până nu șterne mernici aia urmele. Ha? Hai că dacă îl găsești, o să primești o recompensă frumoasă. Așa cum dau proprietarii de animale găsitorului. Pe bune? Pe bune. Și poți să-mi aleg singur? Păi normal, dar numai să-l găsești. În câteva ore ți-l aduc, dar ce știu câteva ore, chiar în câteva zile. Măi, era deschis, mă, nu? Cu fluierăturile tale. Bă, nu! Jur! Poftim, vezi? Mai zici ceva. Ce să zic? Aolea, ce marfă! Auzi, Chiurete, lasă-o naibii de poliție și bagă-te la circo să ai un super succes. Ia uite! Corect. Chiurete, ia-l Daci și du-te și tu odată cu el, pentru că eu câini în casa nu țin. Dar nu trebuie mie! Marș, mă! Marș! Marș! Chiorete, dacă vrei să plece, taci din curaj! Nu mai zi o vorbă, că latră la fluieratul tău! Hai, afară! Marș! 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 Hai să mergem la Iuliana! Pufuleț, cocoloș, bă, floacă, unde ești, bă? Să nebunesc. Bă, n-ați văzut un... Un hipopotam agitat? Ba da, e în fața noastră. Zi, un... Un papuc de-al meu, că era în dressing și nu mai e. Și cine a luat acolo? Bă, să nu ți-l fi luat câinele ăla care era... Unde e? L-a dat ăsta afară! Da, idiotule! Au! Da, bă, că l-a fugit fără niciun papuc de-al tău în gură! Nu l-ai găsit, hă? Nu. Chior ești, mă? Ți-ar papucul al răcu să-ți fie. Ei, vezi, mă, ți-ai speracul. Bă, ăștia-o plasmă, bă! Uite-o, ăștia în casă, așa, asta e casă de barosan, de barosan! Stă-te așa! Băi, lăsu-ți nemericilor! Sunteți arestați! Ce râdeți, bă, nenorociților, bă, că sunt polițist! Nu credeam că tu ești R2D2! Aia! R2D2 ești tu cu neamul tău, Cheliosule! Dar cine e ăla, mă? Lasă-mă că zic eu ție. În războiul stelelor e un roboțel care face unul fluierător. Corect, corect. Asta e. Păi, frate. Mă, dar tu știi cum se numește un roboțel polițist?
Robocop? Robocop! Băi, ești atât de simpatic că nici nu vine să te șefuiesc, că vine să te pup, bă. Te-am pupat să trăiești. Hai, bă, să mergem la altul. Ia-ți, bă, plasma și lasă-ne, doamne! Stați, bă, bă, nu înțelegeți că să-ți arestați? Du-te! Ce cași ușor! Bă, are câine! Frate, are câine! Nu ați buțit câinele pe noi, că ne predăm! Ne predăm, numai nu l-ați buțit câinele pe noi! Mă, e un câine, știi cât? Prea vă fac cu ăsta, bă! Pe piticanii asta te-ai speriat, tăntălăule! Bă, ce poate să-ți fac? Bă, inconștientule, piticanii asta ți intră pe cracul pantalon, nu-i dă-l mai încolo! Și se urcă, uite așa, astăzi, că așa face câinii ăștia mici și te apucă de... Au! Ține-l în brațe, te implor! Ne predăm! Și avem o medalie și pentru micuțul nostru erou. E comestibilă, poate să o și mănânce dacă... Vă mulțumesc, șef! Chiorete! Când pentru... Nu... A! Chiorete! Păi și asta, șef! Ufuleț! Ufuleț! Ufuleț, mami, ufuleț! Dacă spun? Hai, da! Unde l-ai găsit? Pe cine, mă? Păi de papucul la care aseară, unde l-ai găsit papucul? Alo, da, bună ziua, spuneți! Da, chiar mă întrebam al cui erou. Dar cum să nu, dar vi-l aduc eu imediat. A, lasă, bă, că îl duc eu, ăla țată, să mergi în rețetă. De unde e la medaia? Da, mă, disperatule, să-ți dau adresa. Da. Iechele-i. Unde l-ai găsit, mă? Ei, treaba mea, ți-am zis că pentru tine fac imposibilul. Fiți-ar spion că în naibii mai bine rezolvam singură. Hai, aștept recompensa. Și ai zis că pot să-mi aleg ce vreau eu. Și eu vreau plata natură. Natură? Mm-hmm. Păi în cazul ăsta pe mine mă scuzați, eu vă las singurei. Ce, hai, mă rugăm. Hai, fă-te comod. El este eroul care l-a găsit pe Pufulică. Și vrea recompensă în natură. Natură? Oh, de când n-am mai dat așa ceva? Așa-i nebune, bă! Eroule, vină la mine, eroule! Eu vă las singurei succes! Hai, vină la mine! Cu Pufulică! Cu Pufulică! Ajutor! Ajutor! Hai, mamă! Ți-am zis să-ți dai pantalonii jos. Nu pantalonii, era problema. Animalul. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Ardite-ar foc cu fane. Bă, ce copil bolnav. Zân! We'll be right back.
Hai, Mărlane, ce mai aștepți? Da, de ce tot eu? Pentru că tu ne-ai lăsat fără menajeră, idiotule. Că din cauza ta a plecat Angie. Hai! Angie era iubită, nu menajeră, da? Doamne, iartă-mă că mă faci să vă văd. Era o chestie care va spăla vasele luni de zile nesimțiților. Voi de ce nu vă aduceți, mă, chestiile să vă spele vasele? Eu dacă aș avea chestie, aș aduce-o, mă. Ai pupăză, dai mică. Adică iubită, Mărlane, că dacă aș avea iubită, aș aduce-o să... Dar nici eu n-am iubită. Nici eu. Ba, tu ai chiorete. Ia cheamă pe Dezire. Hai. Ăsta v-a fost planul de la bun început, ienelor! M-ați atras în cap căna asta verbală, să mă bat jocoriți, ca să fie Dezirica mea să vă spele, bă, după voi, bă, putorilor, în nici într-un caz. Păi ce, Dezirica mea e sluga voastră, bă? Dar nu e slugă, mă, că pe slugă trebuie să o plătești și noi pe Dezire nu o să o plătim. Mai rău! Adică ca să o exploatați ca pe sclave, bă? Păi ce, bă, dacă e neagră, vreți să-mi o exploatați ca pe Izaura, ca pe Mahala Muher aia, ca pe... Ca... Mai zi, bă, niște nume de sclave dintr-astea cu care te mai știi tu. Eu nu mă cunosc decât cu boierai, ce, bă, țăranule. Că boierii la boieri trage. Dar întreabă-mă dacă vrea, disperatule, că e și în interesul tău. Cum verifici cu ocazia asta cât de pricepută și de gospodine? Auzi? Dacă eu fi suflat fițoasa de ei mai în gură și nu mai vrea nici ea să spele. Ți vrei să trezești cu ei de nevastă și o să ajungi mașină de spălat vase ca bandame? Nu ține șmechere să mă atragi în capcana asta. Bă, să știi că eu chiar dacă aș fi de acord, n-ar accepta ea niciodată. Niciodată să nu zici niciodată, Chiorete. Vorba filozofului Antonin. Bărlane, când o-i vedeau eu pe Dezirica mea spălându-vă vouă vasele, eu atunci o să... O să-i spui în față că e o proastă, bă! Ți-a gătit? Îți vine să crezi? Hamă că nu e un băiat chiar atât de rău. E doar prost de gură. Auzi, dar ce mâncare ți-a pregătit? Că m-ai făcut curioasă. Nu știu, că ars-o, dar gestul contează. Auzi, tu crezi că ar trebui să-i întorc gestul ăsta cumva? Da, așa ar fi frumos. Să-i pregătești și tu o arsură, la fel cum ți-a pregătit el. Hamă că eu vorbesc serios. Nu știu, simt nevoia să fac așa ceva pentru el, să vadă că sunt fată vrednică, muncitoare, caznică. Fă-i mâncare. Auzi, eu-l vreau în viață. Păi atunci calcă-i cămășile. Ok, fac de mâncare. Dezirica! Ce faci, mămica? Ce să fac? Încerc să-mi procur niște vase ca să fac de mâncare. Le și gătești? Care ați chemat-o, mă, că vă joc în picioare? Zi, pupăză, zi! A venit singur, mă, ce ai? Da, și tu o să faci ce-ai promis. Ce-ai promis, iubi? A promis că... Taci! A promis că o să-mi zic... Taci! Ce să-mi zici, iubi? Că ești o... O? O... O altruistă și o sufletistă, mămică! Asta ești! Fierete! Taci că-l mut pe Gigel la tine în gură. Și aveți grijă că ne-a spălat toate vasele, deci nu trebuie să-i spun nimic. Mămica, lasă imediat vasele! Ce faci, mă? Lasă imediat vasele, că nu e... Iubi? Pentru că tu nu te pricepi să speli vasele, mămică! Nu știu. E... Lasă! Treci, du-te acasă! Are cine spăla vasele? Bă, ce ești tu, spălătoreasă? Băi, mămica, nu te pricepi și gata! Du-te, ia mașina, du-te acasă, că vine noaptea acum! Ce-ai dreacu să fiți de șocâți? Prost ești, mă! Normal, asta e meseria lui. Bă, unei femei mai bine îi spui direct în față că e proastă decât să-i spui că nu e gospodină. Dar mai bine nu-i spui că nu-i gospodină și îi zici în față că e proastă, nu? Chiorete, dar măcar puteai să o lasă să termine, mă! Acum cine ne mai spală vasele? Cine? Auzi, pupăză!
De ce n-o-i chem tu, mă, pe Amalia aia, mă? Mă, abia așteaptă, ar face orice numai ca să te vază, mă. Corect. Nici să nu vă gândiți, de-abia am scăpat de ea. Ia uite! Dar nu e așa că o să mă ajutați și voi? Da. Știam eu că sunteți vezi de treabă. Gogoașă, trebuie să speli vasele, iar tu, Ferdi, le vei șterge. Da, și eu le aranjez în raft. Nu, Pupăzel, cu tine am altă treabă, dincolo. Hai. Păi și cine mai aranjează în raft? Nicio problemă, Chiorete când vine. Haide, haide. Sigur, păi hai să... Bă, ce noroc are Pupăzel ăsta? Și m-a dat afară. Păi n-ai zis, mă, că te duci să faci mâncare? De ce naiba te-ai apucat de spălat vase? Pentru că nu aveam în ce să gătesc. Și în schimb nici măcar nu m-a lăsat să spăl vasele să vadă dacă știu sau nu. Păi o fi vrut să te protejeze, să nu râdă mârlanii aia de tine că nu știi să spăl vase. Iurica, știu să spăl vase! Dar de unde știi că știi? Poate doar ți se pare că știi. Auzi, numai bine te apuci tu de făcut mâncare și lași naibii vasele și o gătești la mine, că dacă te duci la vilă, cine știe ce probleme mai apar? Uite, de exemplu, poate nu știi să pornești cuptorul. Trebuie pornit? Păi nu pleacă singur când deschizi ușa. Auzi, Iurica, numai bine gătești tu mâncarea cap, coadă și fac eu cinste. Mâncarea, băieți? Delicioasă! Ești meseriașă, nenică! Ești și gătit? Normal! Dacă ne speli și vasele, e... Sau nu știi? Pe cât că știu? Ba, nu știi! Nu te pricepi! Asta e treabă de gospodină, mămică! Nu de doctoriță! Du-te la cabinet, că ai atâția pacienți! E chiar de să speli vase, zi-te, ai doctoriță! Păi, Iorete, tu ai nebunit? Nu vezi ce-i pe masă? Cine le spală? Iubita lui Mârlanu, șefa! Dar nu e iubita lui. Mai comeste tu mult, idiotule. Ba e. E, atunci dacă e iubita ta, adu mârlane că e rândul tău. Pentru că eu am adus, Chiorete a adus, Pupăza a suportat ce ați adus voi. Vă voi ați nebunit? Dacă îi zic eu lui Iuliana mea să vie să spele vase, mai văd eu păsărică și la grădina botanică. Nu ne interesează! Dar nu poți să aduc altcineva? Sper că nu te gândești tot la Amalia, că... Ce faci, mă? Ce să fac? Stau. Când ai de gând să speli vasele alea? Sau îți trebuie invitație specială? Că nu vine nimeni de pe stradă să ți le spele. Dar tu de ce nu le speli? Eu am impresia că tu ai luat o razda. De câte ori trebuie să avem discuția asta? Ți-am spus că eu nu pun mâna pe... Dar la restaurant ai spălat! E, a fost un caz de forță majoră! Nu se va mai repeta! Hai mă, iubim, mă! Vrei ca iubita ta să aibă mâini de spălătoreasă? Cu zoaie sub unghii? Să-ți las mâncare în păr când îți fac gheruța? Nu vrei să am și o mâini fancy? Să miroase a parfum? Și aloie. Ce cauți mă aici? M-a trimis Mârlanu să o chem pe Ema până la vilă, urgent. De ce? Nu știu, vrea să-i transmită ceva despre șeful ei. Păi de ce n-a venit el aici? Păi nu poate, că e urmărit de mafioți. Hai repede până la vilă, că fiecare clipă contează. Spală și tu vasele alea până mă întorc. Da? Hai mă, hai dacă e urgent, hai. Zi mă, care-i treaba? Făi, tăi nebunit, nu ți-a zis ăsta că sunt filat? Cum vrei să vorbesc, că e plină casa de microfoane. Du-te de drumul la apă, la giuvete, ca să-i bruiem, să raudă ce vorbim. Unde să dau mă drumul la apă, că dă pe afară de atâtea vase? Atunci pune mâna și spală-ne ca să
Să pară că de asta ai venit pe vase, nu ca să-ți dau... E și camere de luat vedere. E ascuns, e împerez, nu știu de, dar e sigur. Mărglare, ți-i tra-la-la? Eu nu spăl vase nici la mine acasă, da? În cazul ăsta, nici eu nu pot să-ți dau informația, nenică, să fii sănătoasă. Dacă tu pui niște vase amărâte în calea promovării tale, la revedere! Promovare? Ce promovare? Cu ce promovare? Păi cu informația care ți-o dau. Poți să-l șantajezi pe mafios să ajungi șefa lui în secunda noi? Da? Toate? Toate! Ce, mă? Emma? Dar de unde știi? Păi m-a sunat acum să mă întrebe cum se spală vasele. Vai, nu pot să cred. Adică aia care n-a pus în viața ei mâna pe un vas e mai bună ca mine? Mhm. Îți dai seama ce praf te crede ea de la vilă? Mămica, îmi pare bine că ești acilea. Să știi că am venit să spun de ce nu te-am lăsat a spăla vasele. Aha, știu, Chiore, te știu, pentru că în opinia ta sunt praf. În comparație cu Emma, care este Dumnezeul vaselor, nu-i așa? Păi stai un pic, că tu nici măcar nu m-ai lăsat să-ți arăt că știu sau nu. Nu te-am lăsat, căci că fiindcă... Căci că fiindcă mă crezi proastă, dar n-ai avut curajul să-mi spui în față. E, hai să vedem dacă știu sau nu să spăl vasele. Ia treci încoa. Așa, nu mai suport. Vino încoa. Mărlane, spune-mi odată informația aia, că eu am terminat vasele alea. Hai zi. Da. E capul mafiei. Așa. Nu e pitic. Nu e pitic, el doar face pe piticul. Adică nu la propriu, la figurat, că dacă fa, el e normal, l-am văzut, el nu-i deloc pitic. Nu e pitic? Nu că-i tare informația. Mărlane, tu-ți bagi joc de mine? Nu, dragă, să nebunesc, am stat lângă el, are vreun 1,73 m, nu-i deloc pitic. Da? Are 1,73 m? Fiindcă este alt șef, idiotule, l-au schimbat de 3 luni. De 3 luni ăsta? Formidat, ce se mâna cu ăla vizitelul ăsta? Umor, mă, ce omor, mă! O să mi-o plătesc cum, Mărlane? Cât face? Zi acum, știu să spăl vase sau nu? Ești Dumnezeul lor! Îți mulțumesc, Dezi, că Emma nici măcar nu se atinge de ele. Ea nu se atinge. Asta e vrăjeală pentru tine, amărâtule. Tu ce crezi că face ea acum? Cum? Ce face? Cum ce face? Le spală vasele ăstora! E în vilă! Auzi, Dezi, îmi prumu și mie mănușirea asta, te rog? Nu dacă n-a obligat nimeni să spele vase! Nu dau, Mărlane, mai taci din gură! Dar zici și mie, ce ai zis de acceptat? Cum a fost? Ai avut vreo problemă? Nu, iubitule, n-am avut nicio problemă. Păi atunci înseamnă că nu o să fie nicio problemă dacă o să speli și vasele noastre. Doar așa, ca să nu-ți ieși din mână. Doamne, a fost un caz de forță majoră, da? Mărlanul de Mărlanul m-a șantajat, altfel nu-mi dădea informația despre șeful și trebuia să o aflu, că e vitală. Și care era informația aia vitală? Că e... Că nu e... Ți-au zis? Iubi, și-a bătut joc de mine. Tu nu poți să fii atât de crud și să-ți bagi joc de mine, că eu sunt iubițica ta. Da. Și îmi dau naibii aloele și parfumul. Da? Hai, lasă-mă, iubitul. Hai, mă, iubitule, ce naiba, că o să te umplu de zoaie când îți fac gheruța. Nu? Nu, pentru că dacă o să porți astea, nu o să mă mai umpli de nimic.
acasă, că mă răzbun eu. Cum? Nu știu. Dă-mi tu o idee. Așa bestie ce ești! Dacă tu ești fată în casă, gospodină, mașina de spălat vase, vrei să mă transform și pe mine într-o de-asta? Ce mai nebunit? Cine i-a dat astea lui Van Damme? Cine? Ia-o-ți, drag! Cine a fost, mă, la vilă ca să spele vasele să mă facă pe mine de rahat, a? Cine, zi? M-am dus? M-am dus pentru că m-au prostit, de-aia m-am dus. Auzi, stai, stai, stop! Auziți, mă, nu cumva v-au prostit pe amândouă ca să aibă cine să le facă menajul non-stop? Ba da! Dar de ce să le spăl eu? Tu sau Amalia? Dar hotărăște mai repede că fata așteaptă la telefon, da? Gata, mă, gata! Opa, ce noroc ai, pupăzăți! Au venit ajutoare! Să știți că n-avem atâtea vase de spălat! N-am venit să spălăm vase, chelule! Că nici nu știm! Am venit să vă invităm la o recepție! A, stai un pic! Recepție de-aia cu potor, cu băutură moca? Da! Hai, pa! La cine? La un client al nostru grec! Grec! Yes! Trăiască, tațichiu! Trăiască! Cine e la mână? Potol! Trăiască, tațichiu! Da, dacă vreți să vă luăm cu noi, trebuie să învățați să dansați grecește, că așa e protocolul. Da? Învățați! Tu nu-i nevoie că tu nu mergi. Dar de ce, mami? Pentru că grecul este noul meu iubit, na! Iubi, nu faci una ca asta! Te rog, eu te iubesc și sincer și adevărat și cum vrei tu! Da. Dar el apreciază cum știu eu să spăl vase. Da, înainte nu mai speli nimic, că jur, spăl eu ție toate vasele! Și pe ale mele, da? Că din cauza lui gagică ta, Van Damme, nu mai spală vase. Ai înțeles? Ține, spăl și ție, se poate! Băia, gata cu vasele, gata, hai! Hai să ne pregătim pentru de seară pentru dansul ăla. Învățați-ne și pe noi că dacă ratezi tațichii de seară, dacă vă crăb pe toți. Arătați-ne și nouă făi cum se dansează. Hai, fetelor. Succes! Hăba! Hăpa! Hai sus! Așa! Hăpa! Băi, ce face dansul de bunic? Așa e dansul, creșesc cocoașe, tu știi? O mașină de spălat vase. I-a luat-o la amărâtul de chiorete că mi s-a făcut milă de el. A făcut la bagâștei decât spală. Și la noi, și la vilă, și la Emma. Ups. Ce e asta? Eu o... Nu știu, să zică Dezi. Ce? Nu. Ce să-mi zică? Adică ce, eu sunt un orb? Eu nu știu ce reprezintă măgăria asta. Asta e o mașină dintr-aia de spala Vasili. E cadou de la Grecotei pentru trânsa. Adică eu de 3 zile spăl ca bou și fac pe fata în casă ca ea să mă ierte și ea, ea primește cadou. Ce faci, chiarete? Da, e de... Te ajut să-ți desfaci cadou de la Grecotei. Da. Ce Grecotei, mai nebunit? Ăla nici măcar nu există. L-am inventat eu așa ca să te fac gelos, da? Hai să așa... Și asta? De unde a apărut asta? Chiarete! De la magazin, mă, tâmpitule, ți-am luat-o eu cadou! Bine, dacă spal vasele 2 luni, mă ierți? Rămâneți cu noi! Revenim imediat!
vă bat. Bă, tu vezi cum faci viață? Exact. E cu alamână cu trei degete pe buretul ăla și face așa, să mai și stropește. Băi, pare că e rupt din viață filmul ăsta al nostru, serialul. Pandamia a fost un caz de forță majoră. Mârlanu de Mârlanu m-a șantajat. Ce proastă sunt. Te lași tu șantajată de toți? Încă-s proastă. Hai de la capăt.